nu. În pădușe. Are ceva tradiție. Bună ziua tuturor! Bine ați venit! Cineva a revenit aici în parcul de trolebuze numărul 1 pentru a da start unui eveniment frumos. Astăzi, Primăria Municipiului Chișinău lansează cea de-a doua parte a proiectului pilot privind sistemul de taxare electronică în transportul public municipal, în parteneriat cu Victoria Bank și compania Visa. Deci, continuăm familiarizarea și implementarea acestei noi modalități de a achita electronic în transportul public, un proiect vital pentru municipalitate, un proiect gratuit care pune nemijlocit bazele unui oraș inteligent și a unui Chișinău modern. Am o deosebită plăcere de a vă prezenta oaspeții prezenți la acest eveniment, domnul primar general, domnul Ion Ceban, domnul Bogdan Pleșuvescu, președintele Victoria Bank, domnul Sergiu Stoianov, managerul de dezvoltare a business-ului Visa în Republica Moldova și domnul Arsen Condaccean, Head of Operation and Implementation Department. Deci ofer cuvânt domnului primar general al municipiului Chișinău, domnului Ion Ceban. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru prezență în primul rând și pentru acest proiect, zic eu, unul foarte bun și necesar pentru municipalitate. În pofida faptului că avem astăzi diferite probleme pe care trebuie să le administrăm, începând de la calitatea asfaltului sau a drumurilor sau a trotuarelor, a multor altor probleme, inclusiv cele cronice cu care se confruntă Chișinău, ne avansăm și pe partea tehnologiei digitalizării serviciilor în care educație online, e-școală, e-grădiniță, lucru cum ar fi sistemele de monitorizare la domiciliu a pacienților din municipiul Chișinău în premieră și poate pentru regiuni, nu doar pentru municipiul Chișinău, aceste lucruri se fac. Iată că avansăm și pe alte domenii foarte importante, repet, în acest sens pentru municipalitate, să fim în pas cu lumea civilizată. Învățăm din mers, este o a doua etapă, de fapt nu știu dacă ar trebui să le divizăm, pentru că avem un alt partener recunoscut la nivel global, cum ar fi Visa în acest proces și o bancă foarte cunoscută locală, cum este Victoria Bank, pentru a putea pune în aplicare, repet, un proiect pilot, pentru că toată lumea se așteaptă că deja este totul închegat și totul merge așa cum s-au obișnuit să fie în Londra sau la Berlin sau la Paris. Urmează să adaptăm aceste soluții, urmează să vedem cum ele funcționează, dar deja astăzi vreau să spun că aceste tehnologii sunt destul de avansate. Pentru cei care erau foarte sceptici, la câteva săptămâni doar, avem aproximativ 15% din achiziții făcute online sau electronic în celălalt proiect pilot și această cifră crește. Acest lucru este foarte benefic. Ținta noastră este la 6 luni să atingem, dacă vă aduceți aminte, 30% din achitări să fie făcute electronice. Exact astfel de obiective ne propunem bune, mari și în cadrul acestui proiect pilot. Eu vreau să ne mulțumesc partenerilor în acest sens. Vreau să știți că există 3 forme de achitare, card, aplicație și deja nemijlocit cu atingerea diferitor gadgeturi, cum ar fi smartphone-ele sau alte gadgeturi care permit achitările electronice și obiectivul țintă, repet, de 15% din achitări care se făceau, de exemplu, pe RG Transport Electric, urmează să vedem și detalii pe parcul urban de autobuze, este unul foarte frumos pentru Republica Moldova, pentru reticența pe care o avem, pentru perioada asta pandemică, și eu sper că putem avansa în acest sens și cu acest proiect și să ne întâlnim peste o lună, să avem o adaptabilitate și mai mare, o utilizare a serviciilor și mai mare, este important pentru noi, pentru toți. A, din punct de vedere a transparenței, B, din punct de vedere a eficienței operaționale, C, din punct de vedere a confortului pentru oameni,
Ne întreabă unii cetățeni când o să fie sau dacă o să fie un card eventual de transport, așa cum se face în alte țări. Vom ajunge. Suntem, repet, într-un proiect pilot, iar soluțiile urmează. Suntem și în studiu de fezabilitate, în sondaje sociologice, atât cantitative cât și calitative. Suntem în aceste proiecte pilot și astăzi este lansarea celui de-al doilea proiect. Țintește 57 de unități de transport pe mai multe rute de autobuz și troleibuz. Astăzi avem primele 5 lansate cu instruiri pentru personal și eu vreau să le mulțumesc tuturor implicați în acest proces și sper eu că pentru Chișinău va fi un lucru bun. Vă mulțumim mult, domnule primar. În continuare ofer cuvântul lui domnului Bogdan Pleșuvescu, președintele Victoria Bank. Mulțumim de tot, domn primar. Mulțumim primarului Chișinău pentru oportunitatea aceasta. Partenerului nostru Visa, pentru că am fost aleși să facem, să lansăm acest proiect pilot în cadrul primăriei și în cadrul municipiului Chișinău. Este un proiect în care, așa cum am obișnuit publicul din Moldova, aducem două soluții inovative, soluții care sunt deja implementate în capitalele europene și care permit unul la mână un mai mare confort al pasagerilor pentru o călătorie cu autobuzul sau cu troleibuzul și doi la mână o mai mare predictibilitate în gestionarea traseelor și în gestionarea timpilor de așteptare pentru fiecare autobuz sau mijloc de transport pe care clienții îl vor alege să-l aleagă. Soluția aleasă este cumva nouă pentru piața din Moldova, pentru că Victoria Bank a fost prima și este singura bancă din Moldova care a investit în tehnologia NFC, iar acum practic înlocuim acele terminale POS care sunt agățate de gât și plățile se pot face foarte simplu cu cardul, cu telefonul sau cu ceasul la un alt telefon. Deci practic tehnologia tap to phone permite achitarea inclusiv cu un telefon la un alt telefon sau cu cardul la un telefon, ceea ce este mult mai facil și mult mai ușor pentru angajații primăriei care sau angajații regiei de transport care stau în autobuz. De asemenea, validatoarele instalate în autobuz sunt foarte moderne, instalate cu GPS, permitând tot timpul prin aplicația mobilă care poate fi instalată pe telefon, permite să gestioneze autobuzele care sunt în trafic și de asemenea permit să vadă exact biletele care sunt emise sau care au fost achiziționate prin respectiva aplicație. Tot astăzi, în beneficiu clienților, anunțăm și un proiect sau un parteneriat împreună cu Visa și cardurile Visa emise de la Victoria Bank. Practic, clienții care vor plăti cu aceste carduri Visa emise de Victoria Bank vor avea parte de un cashback în mijloacele de transport, mă refer, vor avea parte de cashback începând cu 30%, iar pe cardurile sociale emise de Victoria Bank și pentru plățile care se vor plăti în autobuze, cashback-ul va fi 50%. Venim cu acest proiect tocmai în ideea de un parteneriat sau de a avea un parteneriat pe termen lung cu Primăria Chișinău, de a continua să investim în aceste soluții mobile, soluții digitale și, de ce nu, pentru a implementa această tehnologie de care și domnul primar vorbea, respectiv emiterea unui card de transport propriu care să poată să fie folosit în toate mijloacele de transport. Încă o dată mulțumiri întregii echipe, mulțumiri Visa, mulțumim partenerului nostru IBA și BPC, care ne-au ajutat cu introducerea acestor două nouă tehnologii, respectiv tap-to-phone și validatoarele OCT. Mulțumim mult! Vă mulțumim, domnule președinte. În continuare îl invit pe domnul Sergiu Stoianov, managerul de dezvoltare a business-ului Visa în Republica Moldova. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Разрешите поприветствовать вас на этом мероприятие по запуску второго этапа пилотного проекта по внедрению бесконтактной оплаты в Кишиневском муниципальном транспорте. Сегодня мы с вами начинаем пилотирование двух технологий классического валидаторного решения, которое уже внедрено визой более чем в 500 городах мира. Это решение позволяет в одно касание
карточкой или любым девайсом с NFC модулем оплату проезда. Также мы сегодня впервые в Молдове запускаем новую абсолютную технологию. Эта технология абсолютно любой смартфон сделать посттерминалом. То есть оплату по карте можно принимать не только с помощью классических валидаторов или классических посттерминалов, но и с помощью любого смартфона, оснащенного NFC-модулем. Для визы концепция умного города является очень важной. Мы считаем, что транспортная составляющая данной концепции очень важна, и поэтому мы инвестируем в данные технологии по всему миру. Еще раз хочу поблагодарить Примарию за оказанное доверие, Виктория Банк за сотрудничество и за доверие, а также наших партнеров, которые помогли нам реализовать данный проект. Надеемся, что вы все сможете воспользоваться преимуществами бесконтактной оплаты, которая позволяет вам чувствовать себя более безопасно, благодаря тому, что вы не работаете с наличными деньгами. Благодарю за внимание. Da, le mulțumesc oaspeților noștri și în continuare aș ruga colegii din presă, dacă au întrebări, ar putea să le acorde chiar în aceste momente. E separat, vreau. Da, separat. Proiect nu, separat, poate. Separat? Da. Deci, în continuare, atunci, reprezentanții de la Visa și Victoria Bank vor prezenta cum funcționează noile tehnologii. Sunt întrebări la subiect sau?
cu colegii, cu... sau sunt și la alte subiecte? Nu știu, hai să vedem. Hai. Sunt la alte subiecte sau la subiectul ăsta? Și la subiectul acesta și la altul. Haideți, unii ne spuneți. Hai să vedem. Hai, aranjați-vă și vin. E mai cald asta, nu e așa de cald. Da, să vă spuneți în ce unități de transport, câte unități de transport o să fie implementată și de-al doilea? Deci este planificat ca în 57 de unități de transport. Încă o dată? Ok. În continuare. Câte trolebuze și autobuze? Este planificat ca în 57 de unități de transport să fie această posibilitate de achitare. Este un pic diferit de ceea ce ați văzut în primul proiect pilot. Diferă prin capacitatea asta de a achita. Am găsit mobil, telefon sau alte gadgeturi care am zis. Sunt două rute de trolebus, 32 și 10, și 4 rute de autobuz, ruta nouă începe. În ziua de astăzi vor fi adăugate și cel mai 16, etc. Deci, asta e în linii mari. Sperăm că în timp util urmează să vedem și rezultatele. Repet, astăzi am ajuns la aproximativ 3,5 mii de achitări cu, sau electronic în primul proiect, ceea ce este un rezultat destul de bun. La această etapă, la doar câteva săptămâni, urmează, începe să mi-e deprimit. A startat, ca să știți, de la, în prima zi, dacă nu greșesc, am avut 90 de achitări. Deci este o dinamică pozitivă, o dinamică rapidă. Sper eu că putem să avansăm și iarăși vreau ca toată lumea să știe că este proiectul pilot. Deci asta ar însemna că nu este proiectul integrat care urmează să avansăm. Mai facem acum studii, analize, sondaje sociologice, ceea ce spuneam și la deschiderea evenimentului, cantitativ, calitativ, pe partea de comunitate. Deci toate aceste lucruri luăm în considerare. O să mai fie unități de transport care vor fi dotate cu astfel de sisteme sau doar acestea? Sunt multe unități de transport, ziceam, deci sunt peste 150 practic, de unități de transport din ceea ce avem pe efectivul de troleibuze și autobuze. Eu cred că la această etapă, dacă vorbim despre proiectul pilot, ținând cont de faptul că avem peste 400 de unități în total, deci 323-321 de trolebuze la rută în fiecare zi și peste 100 de autobuze, credem că pentru etapa de proiect pilot, deci nu este proiectul integral, repet, este suficient. Vom vedea și fluxurile financiare, vom vedea cum se comportă, vom vedea dacă oamenii sunt disponibili să achite și evident că strângem aceste sugestii pe parcurs, cum ar trebui, ce ar fi, dar urmează și etapa de sociologie calitativă când vom vorbi cu oamenii, cum își închipuie toate în detaliu. Aveți ceva sau poți să întrebi? Știm că ieri v-ați întâlnit cu domnul Ce subiecte ați discutat? Am vorbit în primul rând despre situația pandemică din capitală. Am făcut eu o analiză în acest sens. Am discutat despre centrul municipal de vaccinare, despre parcuri, despre multe alte lucruri care sunt importante pentru municipiu, despre situația din spitalele municipale. Și urmează, ne-am înțeles deja, subiectele care sunt de altă natură, foarte importante, mă refeream la asfaltul pe care încă nu-l putem procura, nu există operatori, repet,
și doar după ce am insistat și într-o formulă poate mai puțin caracteristică, când am zis că voi duce acele camioane de rumeguși în fața guvernului, efectiv s-a luat atitudine. Nu vreau să critic pe cineva sau să înveniesc pe cineva de la Ministerul Economiei, dar am zis, nu exclud și faptul că tărăbânarea aceasta s-a făcut intenționat. Noi nu căutăm astăzi unii neapărat este esența problemei. Pentru noi contează soluția. Problema noi o vedem pe grot. Am zis că dacă cineva vine cu elicopterul, așa, ipotetic, noi mergem în fiecare zi, pe aceleași străzi, pe aceleași trotuare. Și avem nevoie pentru că avem bani acum. Deci putem face lucrul ăsta în martie, putem face în aprilie, dacă să ne referim la tehnologia cu asfaltul rece. Acum nu mai are sens deja să mai aplicăm asfaltul rece, urmează să aplicăm asfaltul cald. Dar pentru asta încă nu avem claritate la nivel central. Eu sper, pentru că astăzi dimineața am coordonat cu domnul prim-ministru Interimar, că vom putea să ne întâlnim în cel mai scurt timp, poate astăzi, poate mâine, într-o formulă mai largă. Mai sunt și alte probleme legate de agenție de proprietate publică, iar am zis că o să am discuții foarte complicate și poate chiar dure la acest capitol, pentru că municipalitatea în continuare este deposedată, iar delimitarea celor 6.000 aproximativ de terenuri nu se face. Și eu foarte mult sper că nu este acest lucru intenționat. Dar urmează să discutăm mâine, voi mâine, iată așa. Am vorbit și despre alte subiecte unde avem intersecții cu diferite agenții guvernamentale, Ministerul de Finanțe, Ministerul Agriculturii prin Fondul Ecologic Național, Ministerul Economiei, evident, prin eficiența energetică și problema asta legată de drumuri, cancelarea de stat și multe, multe alte. O să vedem de subiecte de vorbit și de găsit soluții. Celor 6 instituții în care vor fi deschise clase specializate de fotbal. Ce etapă se află lucrările și când... Noi așteptăm acum Federația Moldovenească de Fotbal deja să vină cu partea sa de soluții, pentru că aici suntem într-un parteneriat. Noi investim în amenajarea propriu-zis a terenului. Asta este cea mai importantă din punct de vedere financiar parte și cea mai complicată parte din punct de vedere logistic. Trebuie să asigurăm terasamentul, să asigurăm toate straturile să fie cât se poate de eficient, că nu se face, nu se pune pe asfalt simplu atunci, acest gazon artificial. Federația Moldovenească de Fotbal urmează să vină cu nemijlocit coborul, după care vom avea partea asta pe partea nemijlocit tehnică, este vorba despre antrenori, antrenamente și crearea acestor clase specializate în instituțiile educaționale. Asta e proiectul pe care încă, să zicem așa, gestionăm din anul trecut. Pentru anul curent avem obiective mai mari, dar despre asta un pic mai târziu. Despre clase, dar totuși anul acesta o să fie deschise clasele. Da, noi suntem, deci așteptăm, poate să fie și mai devreme dacă ne propunem acest lucru. Important să putem aduce copiii la școală înapoi. Apropo, un alt subiect discutat ieri cu Ministerul Educației în acest sens. Dumneavoastră știți că noi plădeam în continuare pentru vaccinarea pedagogilor. Suntem în așteptare vaccinului. Am zis la ziua de ieri deja centrul este operațional cu 400 de vaccinări pe zi. Ne orientăm ca în alte puncte sau centre de vaccinare care sunt în AMT să deservim alte categorii de populație, iar aici să ne concentrăm exclusiv pe personalul didactic și eu vreau să spun că sunt foarte, foarte bine organizați, foarte disciplinați. Am avut un pic de probleme în prima zi pe partea de contacte, dar astăzi deci totul merge foarte bine. Să avem vaccine, asta este important, ca să putem cât mai repede să asigurăm. Deci dacă mă întrebați de la 1 septembrie sau acum, eu mi-aș dori să fie acum. Noi suntem gata să intervenim în viitorul cel mai apropiat, dar cred că totuși ne va lua timp ca să organizăm toate lucrurile corect și pe partea de gestionare a pandemiei, inclusiv în instituțiile de învățământ. Mai avem o întrebare referitoare la după ce se va finanța procesul ăsta de taxare electronică și toți vor
vor achita cu cardul, de exemplu, ce se va face cu taxatorii? Deci am zis că, în primul rând, deci, nu se va întâmpla chiar mâine să trecem la proiectul mare. Suntem în proiect pilot, el durează 6 luni de zile, în ambele cazuri. Asta ar însemna de luna martie sau iată astăzi suntem în aprilie, plus câteva luni. În această perioadă noi suntem de asemenea într-un studiu sociologic care este licitat astăzi, deci iarăși ca oamenii să aibă informații de plină în acest sens. Orice companie de sociologie poate participa din Republica Moldova, nu știu dacă și de peste hotare, noi acum încercăm să deschidem în cadrul studiilor de fizabilitate, analizelor, părților analitice, inclusiv posibilitatea și poate chiar în primul rând posibilitatea și pentru cei care sunt din afara țării, la situații de proiectare, la multe alte lucruri. Credem că experiența atât a noastră cât și din alte părți, inclusiv din România, din țări care pot să participe, zic, în categoria noastră de costuri și prețuri, pentru că tot trebuie să fie aceste lucruri cât se poate de rezonabil, nu, oricum ne orientăm la piața locală. Deci după care studiul trebuie să fie finalizat de compania selectată în cadrul proiectului BRDI în Israel. Asta ar dura încă 2-3 luni de zile. Deci am ieșit cap-coadă undeva peste 6 luni de zile. În această perioadă, evident că ne gândim cum să fie utilitatea maximă a celor care numiți dumneavoastră conductori. Nu ne propunem și nici nu vedem să fie dat cineva afară. Deci există serviciul de controlor. În paralel lucrăm la agenții constatatori. Ceea ce ar fi poate aproape de ceea ce fac acum conductorii în ceea ce ține de proiectul de parcări. Apropo, în zilele următoare o să facem o ședință, chiar poate și deschisă pe partea de parcări, că ne întreabă lumea la ce etapă ne aflăm și acolo. Acum, în această lună, am preluat gestionarea integrală a acestui proiect. Este și domnul director interimar, nou. Sunt și colegii noștri în direcție și eu sper să avansăm rapid în această prevenție. Deci, taxatorii vor lucra în continuare sau care? Evident că vom asigura în primul rând opțiunea pentru muncă în condiții poate mai bune decât când le-au. Uh-huh. Dumneavoastră veți vaccina și dacă da, ce vaccin? Eu sigur că mă voi vaccina și aștept acest lucru. Deci urmează să-mi spună medicii când pot să fac, pentru că de săptămâna trecută ieși din COVID. Să facem acțiune chiar la o săptămână, două sau trei luni. Voi asculta de ei când îmi vor recomanda, atunci voi face. Cu ce vaccin sau nu? Ce vaccin va fi disponibil. Sănătate!